Deputatul Argeșan Mircea Drăghici a anunțat că în baza discuțiilor de la grupul parlamentar, ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici a fost însărcinat de către prim-ministrul Victor Ponta în cadrul întâlnirilor premergătoare ședinței de guvern să identifice și să asigure în construcția bugetării europene din perioada 2014-2020 fondurile necesare pentru începerea lucrărilor pentru autostrada pitești sibiu în cadrul culoarului 4 pan-european. Ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici va identifica bugetul necesar construcției Autostrăzii Sibiu în cadrul culoarului 4 pane european. Lucrările vor începe de anul viitor cu exproprierile de teren. Pe măsură ce acest proces va înainta și terenurile vor intra la dispoziția constructorilor, vor putea fi amenajate și șantierele și vor începe lucrările de execuție. Așadar, va fi respectat calendarul convenit la momentul aderării. Pentru Argeș este o veste extrem de importantă. Consider că este o victorie a conlucrării parlamentarilor de Argeș, Vârcea și Sibiu, autorităților județene și locale, a agenților economici și vreau să subliniez aici rolul DACIA precum și a mijloacelor media care au sperat că lucrările nu vor fi abandonate și au acționat rapid într-un efort comun.